Citim Biblia împreună. Suntem deja la capitolul al 20-lea din Evanghelia după Luca, un capitol care se anunță a fi foarte intens. Există o dispută puternică între Isus și farisei și cărturari, oameni care caută să disprețuiască lucrarea lui Isus, care judecă, oameni care analizează de la distanță și întind piedici lui Isus, iar Isus, la rândul lui, pare să fie pregătit pentru această provocare și răspunsurile lui din acest capitol sunt foarte directe și foarte apăsate în fața fariseilor și a cărturarilor. Haideți să începem să citim însă un prim dialog pe care îl poartă Isus cu fariseii și cărturarii. Într-una din aceste zile, când învăța Isus norodul în templu, ne referim la cele zile de când Isus intrase în Ierusalim în ultima săptămână, săptămâna mare, și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Deci un grup consistent de oponenți ai lui Isus au venit brusc în fața lui, pregătiți cu o discuție interesantă. Și i-au zis, spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Sau cine ți-a dat puterea aceasta? Trebuie să știți, toți întemeitorii de religii s-au deosebit, au ieșit în evidență prin ceva special. Iisus, de departe, era singurul care făcuse asemenea semne și minuni, cum nu mai făcuse nimeni. Mohamed, Buddha sau alții au vorbit despre înțelepciunea lor, despre revelațiile pe care le-ar fi primit, despre înțelepciunea pe care urmau să o dobândească când ajungeau la starea de nirvana. În schimb, Iisus a venit manifestând puterea lui Dumnezeu într-un mod pe care nimeni nu-l putea tăgădui. Uitați-vă, fariseii și cărturarii spun, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Sau cine ți-a dat puterea aceasta? Este evident că ei recunosc în mod implicit că Iisus făcea minunile acestea. Ei nu negau puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin Iisus. Drept răspuns, el le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Iisus îi pune la colț pe oamenii aceștia care vin cu atitudinea aceasta destul de certăreață împotriva Domnului Iisus Hristos. Dar el o face într-un mod foarte interesant. Îi silește, de fapt, să recunoască faptul că problema era la ei. Îi face să admită că ei se opun, de fapt, lucrării lui Dumnezeu. S-au opus în cazul lui Ioan, care era recunoscut de norod ca fiind un profet de la Dumnezeu, și Iisus le spune, la fel faceți și de data aceasta. Am venit prin puterea lui Dumnezeu, dar voi căutați să o disprețuiți. Și Iisus continuă după dialogul acesta cu o pildă. O pildă care, așa cum spunem noi în limba română, batem șaua să priceapă calul. Iisus spune pilda aceasta care în mod direct țintea spre cei care se împotriveau lui. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea
și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Iată așadar modul în care se desfășoară această confruntare. Este o dezbatere de idei. Dar Iisus aici, în mod special, se adresează la tendința lor de a se împotrivi lui Dumnezeu și chiar a căuta să submineze planul lui Dumnezeu. Iisus îi acuză aici pe cărturari și pe farisei că ei subminau planul lui Dumnezeu. S-au opus de-a lungul timpului și acum, în mod profetic le spune, chiar și Fiul lui Dumnezeu urma să fie ucis de către ei. Cuvinte foarte directe, fără echivoc, însă care nu i-au clintit pe farisei și pe cărturari de pe poziția lor. Ne spune ultimul verset că ei căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Dacă vă amintiți în capitolul de ieri, așa s-a încheiat ultimul paragraf. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Iată deci ce înseamnă împotrivirea față de mesajul lui Dumnezeu. Inimi care se închid, care se închid într-o carapace și în care Dumnezeu nu mai poate să pătrundă, pentru că oamenii rămân pe ambiția lor, pe împotrivirea lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți, ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Deja suntem în faza în care caută să însceneze tot felul de capcane, pregătesc tot felul de capcane, pentru că Iisus poate să cadă într-una din ele și în felul acesta să îl dea pe mâna autorităților. Au venit niște oameni care se prefăceau că sunt neprihăniți, niște oameni care arătau cele mai bune intenții, nu ca farisei și cărturarii care din totdeauna au fost văzuți ca oponenții lui Iisus. Oamenii ăștia vin foarte mieros, foarte cu amabilitate, ca să câștige cumva atenția lui Iisus și apoi să îl tragă în capcană. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, că îi înveți calea lui Dumnezeu. Ce frumos, ce bunăvoință din partea lor. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Era o întrebare care țitea spre naționalismul evreiesc. Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Ce este foarte interesant, că Iisus nu doar că a ieșit din această capcană în care oricare răspuns ar fi dat, ar fi putut să cauzeze probleme. Dacă spunea Iisus, se cuvine să plătim bir cezarului, ar fi pierdut susținerea evreilor, pentru că cezarul era un cotropitor în țara lor și ei plăteau un bir, deci erau robi. Iisus n-ar fi putut să spună aceasta. Pe de altă parte, dacă le spunea, nu plătiți bir cezarului, ceea ce evreii așteptau să audă din gura lui, automat Iisus putea fi acuzat de răscoală. Răspunsul lui, desigur, a fost foarte inspirat, a fost un răspuns dumnezeiesc, pentru că Iisus este Dumnezeu, dar în același timp, răspunsul lui rămâne un principiu spiritual pentru noi în vremurile noastre. Există responsabilități pe care le avem față de Dumnezeu, există responsabilități pe care le avem față de autoritățile civile. Unii dintre saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Și aici trebuie să menționăm, saduchei erau o grupare religioasă din vremea lui Iisus, deosebită de farisei, și știm deja din textul acesta, din versetul citit aici, că ei nu considerau că omul va învia, ci viața aceasta se desfășoară sub planul, sub privirile lui Dumnezeu, dar nu exista o înviere a morților. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Era o astfel de prevedere în legea lui Moise, în cartea Deuteronom.
Au fost, dar, și acum vine o poveste inventată de ei pentru ca să-L atragă pe Iisus într-o capcană sau cel puțin să-i pună o ghicitoare care părea să aibă, să nu aibă un final, să nu aibă un răspuns, să nu aibă o soluție. Au fost 7 frați, cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7 și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă. Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de înviere dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iisus dă un răspuns, deja am să citesc și partea a doua imediat, dar răspunsul lui Iisus vizează faptul că învierea presupune un trup spiritual care va însemna o nouă paradigmă, o nouă formă de existență și nu poți să înțelegi trăirea, viețuirea în noua formă, în chip spiritual, dacă încerci cu elementele trăirii acestea omenești. Dar că morții învie, acum Iisus le atacă învățătura saducheilor care limita de fapt puterea și planul lui Dumnezeu, dar că morții învie a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Concluzia Domnului Iisus, silogismul acesta, e ceva foarte simplu. Moise vorbește despre Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, care muriseră de mult, dar în mod evident, ei erau în prezența lui Dumnezeu, aveau viață din Dumnezeu acum și de aceea îi numește astfel. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, învățătorule, bine ai zis. Acum s-a creat o sciziune între cele două tabere și cărturarii i-au dat dreptate lui Iisus. Și nu mai îndrăzneau să mai pună nicio întrebare. Și iarăși, ca și mai înainte, acum Iisus începe să le pună întrebări. Prima dată le-a spus o pildă, de data aceasta Iisus îi invită la dialog. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, adică Dumnezeu Iehova, i-a zis Domnului meu, adică Hristosului, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dacă David îl numește Domn pe Hristos, da? Atunci cum este el fiul lui? Iată o întrebare la care nici nu ne se mai spune mai departe că ar fi venit cu un răspuns. Întrebarea aceasta a fost atât de profundă încât i-a depășit pe ascultătorii lui. Simplu spus, David îl numește pe Hristosul, pe unsul lui Dumnezeu care avea să vină, Domnul meu, suveranul meu, dar de fapt el avea să se nască la 800 de ani după David. Și atunci Iisus are dreptate să-i întrebe, cum se face că este fiul lui David, din descendenții lui David, și totodată este Domnul lui David, suveranul lui David. Atunci a zis ucenicilor săi, în auzul întregului norod, imaginați-vă scena aceasta, ultimele două versete din acest capitol, un mesaj foarte tăios care răspundea saducheilor, fariseilor, cărturarilor, oamenilor trimiși să îi scodească prefăcuții aceia care o făceau pe neprihăniții. Păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă. Am citit capitolul acesta și sper că fiecare dintre noi avem ocazia acum să gândim în mod serios modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Dacă atitudinea ta este doar de sfidare, dacă citești Scriptura cu gândul să găsești contradicții și să arăți că ești poate mai priceput decât autorii Cuvântului Lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt care a inspirat acest cuvânt. Desigur, poți să faci aceasta. Poți să tratezi cartea aceasta cum vrei. Uitați-vă, fariseii și cărturarii pe Iisus l-au tratat ca pe un om oarecare.
Dar toate astea au fost doar spre pierzarea lor. A fost paguba lor. Iisus și-a urmat calea și-a îndeplinit planul lui Dumnezeu de răscumpărare. Mă rog, Domnului, în această zi, tu să primești cuvântul lui Dumnezeu și să lași Scriptura să devină sursa vieții tale spirituale.